sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Bogdan Marișca, pilotul și instructorul de conducere defensivă al Napoca Rally Academy, este în direct cu noi prin Skype. Bogdan, bine ai venit pe drum cu prioritate, bine ai revenit la sfatul de drum bun. Mă bucur să ne auzim și pentru că tot e o zi de primăvară, Radu, hai să le spunem și din partea noastră de la Cluj, tuturor mamelor, femeilor, fetelor din viața noastră, un sincer și călduros la mulți ani. Și să avem zile liniștite, că probabil că cu toții tânjim la așa ceva. O, da. Sărbătorim femeile toată luna pe frecvențele Europa FM, iar tu ai ales un subiect destul de periculos pentru astăzi, și anume femeile la volan. Abia aștept să aud ce ai de spus pe tema asta. Da, nu știu ce îmi pui mie în cârcă povestea asta, pentru că n-am ales eu subiectul. Alexandra Gavrilă, colega noastră, este cea care a venit cu sugestia și am achesat la ea, pentru că este un subiect plăcut nouă. Chiar dacă noi, bărbații, fără substanță, aș putea spune, plecăm de la premisa sau ne place să credem că suntem niște șoferi mai buni decât colegele noastre de trafic, trebuie să spun că din punctul meu de vedere, ca și instructor de, sau trainer de safety driving, nu vorbim de motorsport, ci de instructor de safety driving, pot să spun că nu este deloc așa. La partea teoretică a cursului de safety driving, de conducere defensivă, bărbații au senzația că știu foarte multe și sunt foarte vocali și tot timpul au păreri și opinii și așa mai departe, în antiteză cumva cu doamne sau domnișoare care sunt un pic mai temperate și care vin să asculte, să învețe pe cât posibil, după care la partea practică vine șocul cel, sau dușul cel rece pentru o mare parte din cursanții noștri și de niște zeci de mii de oameni instruiți, în care bărbații își dau seama că, de fapt, femeile vin mult mai repede în exercițiu. Deci intră mai repede, se concentrează mai mult, sunt mai atente, nu sunt neapărat mai rapide, dar sigur fac un andament mult mai bun exercițiile la bun început. După care, evident, că încearcă și bărbații să recupereze, dar și asta vedem și în trafic. Bărbații sunt mai rapizi, dar asta înseamnă și mai agresiv, încalcă și mai multe reguli de circulație. Evident că fac și mai multe accidente rutiere, cam de 2-3 ori mai multe accidente rutiere decât femeile pe la volan și, de subliniat, cam de 5-6 ori mai multe accidente rutiere grave fac bărbații decât femeile. Deci dacă la tamponări și la zgârieturi suntem cumva, să zicem, pe acolo, ținând cont și de numărul de permise, în România undeva în jur de 30% din total permise sunt ale femeilor, în jur de 65-67% până în 70% sunt ale bărbaților. Deci undeva la tamponări poate că suntem la egalitate, dar la accidente rutiere grave bărbații își iau partea, cum se spune, din păcate. Și a trebuit să-mi dea de gândit. Sunt supuse agresiunii zilnic de către noi bărbații care suntem nemulțumiți de faptul că le respectă mai mult reguli de circulație decât noi. Nu sunt foarte fericite când trebuie să parcheze. Deci parcarea cu spate și parcarea laterală nu le este neapărat atât de bine cum și-ar dori eu. 70% dintre femeile din lumea asta nu și-ar dori să schimbe o rată de rezervă. Intri pe un teren periculos. Dacă au vreo pană, așteaptă un binevoitor care să le dea un mână de ajutor și nu ar trebui să facem asta, evident. Și poate că n-ar trebui... Hai să vă dau niște știați căuri. În România avem cam 2,5% din șoferii de bus și de camion sunt șoferițe. Adică 97% sunt șoferi, nu șoferițe. Avem 10% în total, așa aproximativ 10% din total taximetriștilor sunt taximetriste. Și venim în zona de motorsport, pentru că ele sunt prezente și în motorsport. Eu am ieșit campion acum 5 ani, da, în 2017 am ieșit campion alături de Carmen Poenaru, copilotul meu din acea perioadă, care era și fina mea în acel moment. România a avut un mare campion de raliuri, Loții Balin, care în ultima parte a carierei, care s-a sfârșit extrem de trist, a fost secundat de Gabi Struescu, partenerul lui de viață în acel moment. Am avut și prezență în Formula 1, a fost în 1958, am avut o italiancă, Maria Teresa de Filippis, care a luat startul la primul mare premiu din viața ei și din viața piloților de Formula 1 de sex feminin, în 1958 la Monaco. Prima femeie care s-a urcat vreodată la un volan de mașină a fost soția lui Carl Benz, cei care au stat la baza
automobilului. Da. Automobilului Mercedes-Benz, se numea Berta Benz și a condus un pic peste 100 km undeva în 1800, finalul anilor 1800, undeva în jur de 1890, în Germania. A avut o călătorie cam lungă de 100 de km, dar a ajuns la bun sfârșit cu ea, chiar dacă a avut și niște mici defecțiuni tehnice. Sunt și țări unde a fi femeie la volan până acum câțiva ani era interzis, adică Arabia Saudită până acum 4 ani interzicea prezența femeilor la volan. Uite că avem parte și de astfel de lucruri. Și haideți că tot vorbim de instructori. Am avut prima femeie instructor de școală de șoferi în România, a fost în 1976. Era o femeie care provenea dintr-o familie cunoscută a României, familia boilor Ghica, se numea Barbara Panco și a dorit foarte mult să devină instructor de școală de șoferi. Era cam ciudat, era în București, când mergea la școală de șoferi și ți se prezenta o femeie. Nimeni nu punea accentul pe așa ceva și nimeni nu credea că o femeie poate să te învețe pe tine, mai mult bărbat fiind și cu testosteronul la feren, să te învețe pe tine o femeie să conducă. Cred că am avut și astfel de lucruri. Și a trebuit ca noi bărbații să fim conștienți că din punct de vedere regulamente, reguli de situație, reguli de bun simț, sunt cu siguranță cele care trebuie să le dau nou un exemplu în trafic și nu invers. Adică dacă cineva trebuie să claxoneze pe altcineva, trebuie să ne claxoneze pe noi femeile, pe noi bărbații, pentru că cu siguranță suntem mai departe de reguli de circulație și de primii 7 ani de acasă decât sunt ele. Ai grijă ce îți dorești. Îți mulțumesc foarte mult, Bogdan. Foarte interesante informațiile. Și un buchet de flori din partea noastră. Și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare, să avem drumuri bune și să avem liniște și pace în casă și în suflete, pentru că cu toții ne dorim. Toate cele bune! Toate cele bune! Bogdan Marișca în direct cu noi la Sfatul de Drum Bun. La mulți ani încă o dată, doamnelor, la mulți ani ascultătoarelor Europa FM.